Îmbrăcată cu cască de protecție, cu ochelari. Am văzut că ați urcat pe acolo pe sus. E un furnicar aici. Cum de-ați reușit să aduceți atâția oameni în zona asta? Bunul Dumnezeu a vrut ca acești oameni să afle apelul pe care l-a făcut Habitat for Humanity România de a atrage voluntari pe șantierele pe care Habitat România le are în 7 locații din țară și bikers, acești oameni minunați, oameni care număr de 170 sunt la cumpăna, începând de ieri după amiază, în toiul nopții au venit, ca dimineață la ora 8, să fie prezenți pe șantierul Habitat for Humanity Cumpăna, unde bucură un număr de 16 familii. 16 familii înseamnă aproape 50 de persoane care vor beneficia de aceste case simple, dar sănătoase, decente și, cum spune românul, sfântul acoperiș de deasupra capului pentru familiile peste 35 de ani care nu au avut posibilitatea până la această vreme să-și construiască o casă, o casă lor, o casă proprie, și astăzi ajutați de primăria și Consiliul Local Cumpăna, care a pus la dispoziția Habitat terenul, deci sunt 50 de locuri de casă a câte 500 de metri pătrați, lot pe care se construiește nu o simplă locuință, nu pentru o singură familie, ci pentru 4 familii, pentru că sunt quadruplexuri. Acesta este proiectul pe care l-au făcut Habitat for Humanity România. Aș vrea să-mi vorbiți puțin despre implicarea dumneavoastră personal și a primăriei și Consiliului Local în acest proiect. Deci, implicarea primăriei și Consiliului Local constă în primul rând în înțelegerea și deschiderea de care a dat dovadă de a adopta prin hotărâre de Consiliul Local atribuirii suprafeței, v-am spus, de 50 de loturi de casă a 500 de metri pentru construcția de locuințe Habitat. Pentru aceste terenuri se încheie contracte de concesiune pentru persoanele beneficiare, pentru familiile beneficiare. De asemenea, Primăria și Consiliul Local Cumpăna este cel care susține financiar realizarea infrastructurii până la construcția respectivă. În interiorul acesteia, fiecare proprietar care devine proprietar al casei își va executa acordurile, dar noi când spunem de infrastructură vorbim de apă, alimentare deci cu apă, canalizare, gaze, lumină, și abia apoi urmează drumurile, noi neavându-le efectuate în tot teritoriul comunei. În ce mai constă Habitat, implicarea administrației publice locale în parteneriatul pe care în permanență îl are cu Habitat for Humanity Cumpăna, parteneriatul pe care îl are cu Habitat for Humanity România, de a atrage împreună cu dumnealor acești voluntari care vin din domeniile economice, din domenii financiare, domenii bancare, și uitați dumneavoastră, acești oameni minunați care sunt bikers, repet, oameni pentru unii ciudați, pentru unii cu figuri care îi sperie pe copii și bătrâni, spuneam mai devreme, însă au un suflet atât de mare și dăruiesc din priceperea dumnealor, din forța dumnealor, dar din vitalitatea dumnealor de a face bine, de a face bine unor oameni pe care nu i-a cunoscut decât tot aici, pe șantier, pentru că fiecare proprietar de casă beneficiar are obligația de a efectua peste 1000 de ore de voluntariat. Și pentru mine, dacă mă întrebați în mod special, eu, care vremelnic răspund de destinele acestei localități, în calitate de edil și colegii consilieri locali, domnul viceprimar, alături de mine, deci vrem în același timp să insuflăm cumpănenilor noștri voința de a efectua ore de voluntariat. În România, voluntariatul încă nu este acceptat. În România, voluntariatul nu este decât în proporție de 2-4%, să spunem, dar nu mai mult. De ce alții pot? De ce țările dezvoltate, că tot vorbim de țări dezvoltate, sau
trebuie să luăm exemplu de la ei, pentru că un tânăr să promoveze la o facultate de renume, da, trebuie să aibă practicate pe diplomă ore de voluntariat. Tocmai de acolo ar trebui pornit, dar e mai greu. Cum vedeți gestul bikerilor care au venit aici să dedică acestui spațiu pentru a-l crea chiar aici la Cumpăna? Oameni cu o mare, îmi place mie să le spun, omenie, onestitate, dar în același timp, îmi place să spun, credință în bunul Dumnezeu. Vă mulțumesc. Greu să-i strângi pe bikeri ăștia la o altă, că de obicei se știe că bikerii sunt spirite rebele, nu stau într-un loc toți. Da, ai dreptate, sunt spirite rebele, doar că sunt și foarte uniți bikerii. Și n-a fost greu, mai ales că nu e prima ispravă de genul ăsta. Prima ispravă a fost anul trecut la Bacău, unde pe șantierul Habitat for Humanity s-au strâns aproape 400 de motocicliști. Evident, șantierul era mai mare atunci. Însă acum nu e cazul, suntem, habar n-am, 100... Ha? Cam 150 anul ăsta, pentru că atâta front de lucru există. Și nu, n-a fost greu. Repet, e o chestie pe care motocicliștii o fac de foarte multă vreme. Asta cu casele e doar o noutate pentru noi, dar în materie de, nu știu, acte umanitare, avem ștate vechi de plată. La Cumpăna sunt niște oameni care nu au posibilități, care vor beneficia de acest proiect minunat al noastră. De ce ați ales această locație pentru a desfășura acest proiect? Lucrăm după modelul Habitat for Humanity. Trebuie să precizez faptul că suntem o organizație internațională care este activă în peste 70 de țări, iar misiunea noastră este aceea de a eradica locuirea precară. Am venit la Cumpăna din două motive. Pe de o parte, nevoia de locuire este foarte mare, oamenii locuiesc în condiții improprii, în condiții precare, iar pe de altă parte, așa cum spunea și doamna primar, ne-am bucurat de sprijinul autorității locale, astfel încât să putem să derulăm acest proiect frumos aici. Cum vi se pare implicarea bikerilor în acest proiect și cum ești convins să vină aici? Un singur cuvânt, totală. Sunt oameni mărinimoși, sunt oameni generoși, își dedică din timpul lor pentru a ajuta 16 familii în nevoie. Ceea ce vedeți în spate nu sunt doar 16 case. Noi acolo construim niște vise și construim o speranță pentru viitor, pentru aceste familii în nevoie. Și mai impresionant decât de atât este faptul că familiile acestea lucrează cot la cot cu bikerii. Cum i-am convins? Să vă spun sincer, nici n-a fost greu să-i convingem. Cei drept ne-a ajutat și Cristi Hrubaru. El a dat strigarea pe Facebook și pe canalele lor de socializare la cluburile moto și s-au adunat aici la Cumpăna. Anul trecut, la Bacău, de asemenea, dintr-o simplă joacă, să spunem, dintr-o strigare, ne-am așteptat la 50-60 de motocicliști și au venit într-un final aproape 400. A fost prima ediție Bikers for Humanity atunci și am spus, uite, a ieșit foarte bine, ce ar fi la anul să facem la Cumpăna.